Astăzi a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local Drobeta Turnu Severin, în cadrul căreia au fost discutate și aprobate mai multe puncte importante de pe ordinea de zi, printre care și aprobarea bugetului municipiului, cât și a listei de investiții. Țin să vă mulțumesc pentru buget. Este un buget destul de important anul acesta, chiar dacă sunt alegeri. E normal să mai fie și fricțiuni, nu ținem supărări pe lucrurile astea. Dar e în același timp, în momentul că sunt alegeri, și un an greu, avem foarte multe proiecte europene și era necesar să venim să punem ceea ce trebuie să pună primăria pentru neeligibile, să nu riscăm să pierdem fondurile europene. Mai mult decât atât, astăzi ați votat și banii pentru căldură, subvenția pentru căldură. Era extrem de important să avem și acest punct votat. Oamenii așteaptă, vedeți că iarna e imprevizibilă, trebuie să fim pregătiți. Dezvoltarea municipiului Drobeta Turnu Severin este primordială pentru primarul municipiului Marius Creciu și asta se vede prin numeroasele proiecte implementate, schimbând în totalitate fața municipiului nostru. Așadar, consilierii locali au fost convocați la o ședință extraordinară pentru a aproba mai multe puncte importante de pe ordinea de zi. În cadrul ședinței a fost aprobat cel mai important proiect de hotărâre și anume aprobarea bugetului municipiului Drobeta Turnu Severin pentru anul 2024. Avem foarte multe proiecte, este un buget generos cu investițiile anul acesta. După cum știți, avem Anghel Salini 43 de milioane bani de la guvern și încă 8 milioane am aprobat astăzi. Deci sunt 46 de străzi care vor fi o mare parte din ele construite de la zero. Restul le vom reabilita, deci e un proiect extrem de important pentru comunitate. Avem foarte multe fonduri europene pe care le atragem anul acesta și pe POR și pe PNRR și pe COIM și era obligatoriu să venim cu partea ce trebuie să vină primăria, altfel aceste fonduri le pierdeam. Aici vorbim de școli, vorbim de grădinițe, vorbim de cele două creșe care se află în acest moment în construcție. Sunt în educație foarte mulți bani pe lângă școli, trebuie să continuăm cu dotările. De asemenea, adăpostul de câini e extrem de important pentru întreg cartierul veteranii de război, pentru că știți foarte bine acest adăpost de câini. Am fost cumva forțat să-l ținem acolo, acum lucrăm, am alocat banii și suntem în procedură de licitație. Multe, multe proiecte de care comunitatea are nevoie. Pe această care țin să mulțumesc tuturor consilierilor, pentru că astăzi au votat, chiar dacă mai sunt lupte politice, anul acesta știți cum. Așa, vrând nevrând facem politică cu toții și mai introducem și elemente politice în administrație. Eu, în general, am căutat să nu le introduc, dar, repet, fiind an electoral, îi înțeleg, mă înțeleg și pe mine, pentru comunitate este extrem de important că astăzi a fost votat acest buget. O să continuăm investițiile, continuăm funcționarea, continuăm ca Severinul să aibă un viitor corect și un viitor pe care îl așteaptă toți cetățenii. A fost asigurat bugetul pentru dezvoltare pentru ca toate proiectele să fie finalizate. Municipiul nostru a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare impresionantă în toate domeniile. E că vorbim despre infrastructura rutieră, de sănătate, de educație. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a acordat o atenție deosebită tuturor. Pentru ca în orașul nostru să crească nivelul de trai al cetățenilor, să existe spitale, școli și o infrastructură rutieră la standarde europene.